să ai o sărbătoare care eu am poruncit. Iată, în luna a șaptea, în a 15-a zi, atunci va fi sărbătoare, ea în cinstea mea va fi. E sărbătoarea de corturi, asta e sărbătoarea mea și mă ating de fiecare. Astăzi aici eu voi lucra. Un izvor de îndurare curge încă în casa mea. Vinul în cortul întâlnirii, aici te vei bucura. Să nu vii cu mâna goală, adu ce Domnul ți-a dat. Adă-i din roadele tale ca să fii binecuvântat. De vrei să-L asculți pe Iahve și voia Lui să o împlinești, vino cu a ta familie pe Domnul ca să-L cinstești. Să-i cântăm de bucurie, cu alăute și chimvale, să răsune până la cerul, aleluia, că e mare sărbătoare. Ascultă azi, poporul meu, cât încă e îndurare, ca să ai belșug de plin și să-ți trimit a mea ploaie. Porunca mea rămâne veșnic pentru orice muritor. Ascultă dar de al meu glas, care-ți vorbește iubitor. Acum cât încă mai ai timp, ascultă vocea mea duioasă, căci eu vin cât de curând, vin ca să te iau acasă. Aleluia, vino, Doamne. Și te vreau cu gelozie în cortul meu pentru vecie, cu Avram, Isaac și Iacov, în a mea împărăție. Amin. Amin.